Constructor, aș vrea să merg întâi la domnul Bogdan Scârcitu, pentru că cei 42 de kilometri vin din partea autostrăzii Bechtel. Cât ne costă pe kilometru cei 42? N-aș putea să vă spun prețul pe kilometru, acesta se poate afla la sfârșit când vedem prețul pe o secțiune și... O estimare pentru secțiunea de 42 de kilometri. Probabil că în jur de 10 milioane de euro pe kilometru. Dar încă o dată, și domnul prim-ministru Boc, când a venit acum 2 săptămâni pe acea secțiune, a remarcat complexitatea lucrărilor de acolo și Dâsul faptul nu că... se pricepe la lucrări de infrastructură, că... dar ca faptul că nu se compară cu celelalte lucrări efectuate până acum în România. Este vorba de viaduct, săpătură, viaduct și tot așa. Și totuși, domnule Berceanu, au creat kilometri de autostradă cu defecte. Nu, eu nu știu de unde a apărut chestiunea asta cu defectele. Că s-ar fi refuzat o plată pe motiv că nu ar fi respectat standardele potrivite. Domnul Soviani, una e să refuze o plată pentru că erau niște lucruri care mai trebuiau poate corectate sau în sfârșit nu era o recepție finalizată și alta e să spunem că au fost defecte. Nu sunt momentan niciun fel de defecte la autostrada Transilvania. Problemele sunt de altă natură, de natură financiară, de natura modului cum putem să lucrăm acolo și așa mai departe. Dar nu defecte tehnice. Și acum sunt aici constructori importanți. Apar totdeauna niște lucruri în cazul unor șantiere mult mai reduse, când se face un bloculeț sau o casă, poate să mai apară niște chestiuni care sunt inerente, se pot corecta, etc. Deci nu cred că are rost să mergem către direcția asta. Deci sunteți mulțumit de calitatea lucrărilor. La autostrada Transilvania avem probleme de natură tehnică. La autostrada Transilvania avem alte probleme, în principal de natură financiară, pentru că toată construcția financiară e realizată numai și numai pe bugetul de stat, iar bugetul de stat, în mod evident, n-are cum să acopere la dorința sau la viteza necesară banii care ar fi necesare acolo. Să se împrumute. Noi am putea să ne împrumutăm, numai că dacă ne împrumutăm, noi intrăm pe deficitul bugetar și ne ducem undeva la niște valori care nici într-un caz nu vor fi acceptate, nici măcar într-o perioadă de criză. Bun, doar costul împrumuturilor, dobânzile, afectează deficitul bugetar. Ceea ce, domnul Soviani, colegii mei de la Ministerul de Finanțe sunt de altă părere. Vă păcălesc. Noi avem un anumit echilibru impus pentru anul ăsta și, din păcate, nu prea putem să ieșim chiar așa în orice fel de direcție. Dar, din punct de vedere tehnic, am spus, nu avem neapărat cine știe ce probleme. Cele care au fost sunt probleme inerente care se corectează și... Aș vrea să mergem acum la constructori. Vă primiți banii, domnule Proșceanu? Cu oarecare întârziere, da, și întârzierea aceasta, din păcate, a depășit anul acesta promisiunea sau termenul asumat împreună cu partea guvernamentală, care era de 15 martie. Sunt, într-adevăr, niște defazaje între ceea ce plătește fie Ministerul de Finanțe Central, fie Compania Națională la nivel central și momentul în care acești bani ajung prin antreprenorul general la subcontractorii de specialitate. La nivelul ARACO, ce sumă ar fi restantă? Ce sumă ați avea de primit? Cu datele de acum au rămas undeva la 10% din sumele care erau înregistrate la începutul anului. Deci presiunea pe acest factor a scăzut în ultima vreme, după ce trebuie să vă spun că în luna martie eram presați de membrii noștri să încercăm o acțiune în instanță pentru a recupera creanțele cu anumite penalizări. Deci doar 10% mai aveți de recuperat în momentul de față. Din creanțele care erau la 31 decembrie. La acestea se adaugă cele care sunt aferente perioadei începute cu 2009. Dar dacă îmi permiteți... Trebuie subliniat ce nivel de creanțe am primit la 31 decembrie, pentru că totuși nu e în regulă să lași așa generațiilor viitoare. Ce nivel de creanțe? Eu am avut 700 de milioane de euro numai facturi de anul trecut. Ce a făcut domnul Orban cu ei? Nu mă refer la lucruri care ulterior au mai venit, pentru că domnul Orban a lucrat anul trecut vreo câteva contracte cu plata la 12 luni. Alea nu intră acolo pentru că
facturarea și contractul era de așa natură. Deci ce s-a lucrat în luna, eu știu, martie 2008, plătesc eu în martie 2009. E o chestiune care o să vă întreb ce a făcut domnul Orban, dar cu banii aceștia, dar înainte aș vrea să mergem la Cluj. Colegul nostru Horia Șoica se află pe o porțiune a autostrăzii de stâlp și aș vrea să îl întreb pe Horia dacă este senzația generală că acest proiect înaintează cu frâna de mână trasă sau nu. Bun găsit, Horia! Bun găsit, Radu, bun găsit invitațiilor tăi. Da, impresia clujenilor este că această construcție a autostrăzii Transilvania avansează cu frâna pusă. Dacă lucrările au început în anul 2004 și au fost atunci inaugurate de premierul Adrian Năstase, acestea au fost reinaugurate și în anul 2005, când a venit la putere Partidul Democrat și Partidul Național Liberal. După acel an au apărut probleme, lucrările au fost tergiversate din lipsă de fonduri și s-a ajuns ca abia după anul 2007 ele să fie reluate. Probleme au fost și în anul 2008, atunci au fost probleme cu plata constructorului american al autostrăzii Transilvania și ne aflăm în acest moment ca pe tronsonul 2B între Cluj și Câmpia Turzii să fie gata doar 18 km. Dacă este să ascultăm promisiunea Ministerului, dar și al Companiei Naționale de Autostrăzi, până la finalul acestui an ar trebui să avem aici în județul Cluj 42 de km de autostradă. Sunt probleme însă și cu banii. Dacă la începutul lucrărilor, în anul 2004, se vorbea că acest tronson 2B ar trebui să coste undeva la 340 de milioane de euro, acum se vorbește de o sumă aproape dublă, de 550-600 de milioane de euro. Am discutat astăzi cu purtătorul de cuvânt al companiei americane Bechtel, Bogdan Zgârcitu, care este și acolo în studio, și dânsul mi-a spus că pentru a putea fi finalizat acest tronson de 42 de kilometri până la sfârșitul acestui an, constructorul american mai are nevoie de încă 250 de milioane de euro, așadar o sumă importantă pe care Ministerul Transporturilor trebuie să o scoată din buget. De asemenea, au fost probleme și la începutul anului, când, din lipsa finanțării, timp de aproape 3 luni, aici, între decembrie și martie, lucrările au fost sistate, muncitorii au fost trimiși acasă în șomaș tehnic și s-au întors la lucru abia în data de 15 martie.